Ce leac ne spui, Lidia, astăzi? Păi m-am gândit să aduc aminte tuturor că cele mai bune leacuri sunt, de fapt, de cele mai multe ori, împrejurul nostru. Lucruri simple, la îndemână. Să luăm sarea. Sarea e și un bun curățător de energii negative, pentru că o punem pe aragaz într-o tavă, într-o tigaie curată și o lăsăm pe aragaz și 3-4 ore la foc mocnit și curăță casa de energie negativă. N-am știut asta, e extraordinar. Asta e unul. Nu se afumă, nu se... Nu, la foc foarte mic. Nu trebuie lăsată foc mare ca să se ardă, să facă fum în casă. Adică nu face sara mură. La foc mic. Chiar 3-4 ore lăsată acolo. Ea pocnește și curăță interiorul casei noastre de energie negativă. Asta e unul la mână. Doi la mână, sarea. O putem folosi în foarte multe comprese pe care să le punem. Și la o măsea umflată. Și la tot ce înseamnă încheieturi umflate. Inflamate. Da, care țin, de fapt, sunt și infecțioase. Cum ar fi poliartrită reumatoidă infecțioasă, cum ar fi o lovitură puternică. O compresă cu apă sărată, se pune 100 de grame de sare gronjoasă la un litru de apă. Se face sărămura, nu trebuie fierbinte, să țineți minte. Dacă vreți să dizolvați sarea înainte, dizolvați-o cu apă fierbinte și atunci, după aceea, până la cantitatea normală, să puneți apă rece. Compresele cu apă cu sare nu se pun fierbinți. Se pun rece, așa, la temperatura camerei. Se ia o cărpiță de bumbac, e bine, sau tifon pus în foarte multe straturi. Se moaie în apă sărată, se stoarce un pic, nici să curgă apa din el, dar nici să fie uscată. Se amplasează pe locul bolnav, pe lovitură, pe rană deschisă, bănuiesc că... Și pe rană deschisă, dar bine, nu trebuie, rana deschisă trebuie prelucrată și nu se ține compresă pe ea astupată cu apă cu sare. Cu nimic. Ea se prelucrează cu mai multe soluții, dar nu se acopere. Am înțeles. Obligatoriu. Dar când avem doar inflamații, deasupra, niciodată să nu punem saci de polietilenă sau tot felul de pungi. Să punem un prosop și deasupra prosopului, dacă se poate, o blăniță de oaie pe care o avem bine prelucrată și o punem peste genunchi. Ca să țină cald, zici tu? Exact. Ca să țină...